Tu să acasă, ca tu să înțelegi noi în Spania, tu știi de unde, nu? Că nu putem ieși, de-aia eu să acasă. Păi nici noi nu putem ieși, și eu să acasă, la București, în izolare la domiciliu. Perfect. Dar înțeleg că izolată la domiciliu cum ești, totuși ai făcut treabă bună zilele astea, ai fost full-time implicat în organizarea moldovenilor care neapărat vor să ajungă acasă. Da. Și mâine pleacă avionul sau e doar un Nu, vis? mâine persoanele, mâine la noi data de nou, persoanele A, mâine e 9 abia, pleacă, credeam că deja e 10. nu, data de nou, persoanele să plece, a să-i ajute, adică să ajungă în Madrid, acum trebuie să mai cumpăr niște bilete, A, pentru pentru că persoanele unii vin care... din toată Spania și Spania e țară enorm, mai mare, mai tâncăși decât România. Da, adică nu că e mai mare sau, eu Sigur e mai adică... mare, e cât o peninsulă. Pur și simplu, noi persoanele care sunt necesitate să plece în Republica Moldova, ei sunt prăștiați, într-adevăr, adică sunt persoane care vin de la 500-600 de kilometri. Evident că am ajutat cu transportul, fiindcă în stadia alertă care ne aflăm noi acum, nu merg transporturile ca cum ar trebui să meargă. De aia e cam un pic complicat. Multe persoane cred că se petreacă noaptea în aeroport, ca să reușească să la avion, cum ar fi, fiindcă în pe data de 10 când e zborul, nu reușești, că practic, o să spun 75% nu reușesc să vină la aeroport pentru avion. Chiar dacă zborul va fi după amiază, pe la 3 am înțeles, nu? Dimineața pleacă Da, din Chișinău. oricum nu reușesc, E o nu, cursă fiindcă... charter special organizată de cine? De guvern, de Air Moldova, de ambasadă, nu? Eu eu am contactat cu Air Moldova, și o companie, adică de la Air Moldova, care vin, adică de la minister. Și pleacă cât? 220 pe listă sau câți încap în avion? E un Boeing, nu? Bine, eu ți explic, adică avionul e de la mare, 220 persoane. Adică care acolo nu mă pricep în avioane. Da, nici eu. Na, am zburat, dar nu mă pricep, că nu m-am interesat. Și cum i-au ales? Cine a ales? Că am înțeles că erau, când mi-au dat cineva Bine, eu interviu, ți ziceau că sunt explic. câteva mii de doritori să se întoarcă acasă. Probabil unii vor la Paști, dar alții chiar sunt disperați că au rămas fără serviciu, nu? Bine, eu să știu. În primul rând, ambasada le-a pus un chestionar, fiindcă, într-adevăr, era imposibil. Toată lumea suna la ambasada să apeleze cu chestia că eu nu știu fiecare are un motiv, nu, ca să revină în țară. La care, după un timp, ambasada mi-a pus, adică online, în toate siturile, chestionarul care toată persoana trebuia să-l completeze. Adică, așa, acolo se cerea așa o parte unde fiecare om explică situația care o are, cum parcurge aici, în Spania, la momentul de față. Evident că din persoane, cum ai spus tu, sunt posibil, eu nu știu, poate sunt persoane care vreau de Paște acasă, că s-au gândit de ce stai aici în carantină, când se poate să întoarcă acasă. Asta, am ascultat fraza asta de la multe alte persoane. Asta mai bine spus, nu știu dacă e real, dacă nu e real, nu pot să spun, adică nu mi-asum răspunderea. Situația că de oamenilor care pleacă, într-adevăr este o situație, fiindcă sunt persoane care au rămas cu necesitate, adică au venit aici, de exemplu, cu motiv de medicină, da, de exemplu, avem un caz. Avem alt caz, de exemplu, de o mamă care a venit taman să-și caute de lucru, adică așa s-a Și a primit că a venit început în una... criza și au rămas fără bani și acum nu se Corect. poate întoarce acasă. Nu, adică oamenii încearcă, dar îți spun sincer, la noi aici, eu de când ajut persoanele, eu ajut voluntar, adică nu am nici treabă cu nimeni. Eu prima dată fac lucrul ăsta, adică vorbesc, tu știi că n-am vrut să Dar vorbesc de locuiești de chestia mult în asta. Spania, da? Da, locuiesc mai mult, 20 ceva de ani în Spania. Și n-ai făcut activism în alt fel niciodată, nici acasă, nici... Nu, eu acasă ajut copiii care sunt orfani, dar ajut personal individual, fix așa, cum și acum. Colectezi donații și le trimiți. Nu. Din banii mei. Ok, Nu dar tot e colectez un de fel la de nimeni nimic. activism, da, tot e un fel de activism. Doar că nu s-a aflat despre tine pentru că n-ai vrut. Și pentru interviul ăsta tare mult a trebuit să insist să te rog să vorbești. Înțeleg că n-a fost ușor, nu doar pentru că faci prima dată asta, dar și pentru că oamenii sunt dificili și sunt mulți și nu toți vorbesc sincer și n-au răbdare. Cum a fost? Ceva Da. impresie E că... foarte bine, eu ți explic. Într-adevăr, e foarte complicat cu oamenii din start nu au încredere,
Eu înțeleg pentru că din cum nu am încredere, nu te cunosc, pot să am multe critici, știi Și cum dacă probabil nu mă și cunoști. dumneata trebuie să treșezi, să zici că ești din partea ambasadei sau cum să-i convingi să aibă încredere în informația care le-o dai. Nu, în realitate vă spun așa, eu am contactat cu, am sunat la minister, m-am informat la ei, adică în ce consiste situația, fiindcă am explicat că sunt foarte multe persoane și dacă este vreo cursă sau ceva de genul respectiv, că le-ar fi foarte mulțumită, dacă ei m-ar putea să mă ajute, adică cu informații, ca, fiindcă eu am văzut multe cazuri, eu sunt admin a grupului Moldoveni în Spania, Și adică am asta e mai o multe formă de grupuri. activism, da, dacă întreții o grupă prin care Da, oamenii adică ajut să se eu organizeze, tot e minunat. da, eu ajut și lucrul, am un grup de lucru în Spania, îți găsească oamenii, ajut Acolo îmi pare voluntar că la sunt chestii. mii de abonați, nu 100 și ceva cum era pe grupul acela pe WhatsApp unde ne-am întâlnit. Bun, avem 14.000 și ceva de persoane. Da. O armată întreagă. Nu, ne stăruim, urmărim foarte mult grupul, adică fiecare postare se filtrează, adică o citim tot noi. Evident că orice caz care de ajutor, ne stăruim să apelăm cu persoana, să discutăm cu persoana. Dacă este o persoană, adică care rămâne în stradă și apelează, de exemplu, la ambasadă, ambasada stăruie să ajute. Dacă noi, de exemplu, la mine apelează, eu am, dacă sincer, am 2000 și ceva de mesaje încă, la care eu trebuie să răspund cu întrebări de tema de Spania, adică am foarte multe întrebări, tema de lucru, tema de acte, tema de am acum scaute chirii, de exemplu, sunt persoane care au venit în Spania, au avut unele chestii care chiar m-au și m-au întrebat dacă pleci din Spania în altă parte, la lucru în altă țară. Evident că eu pe tema personală mereu le răspund aceeași că nu mă implic, fiindcă chiar și acum cu epidemia mi-au întrebat foarte multe persoane dacă eu recomand să rămână în Spania. Le-am spus că asta e o decidere a lor, fiindcă fiecare om trebuie să știe bugetul care îl are și să Ca după asume un pic aceea de nu te răspundere. învinuiască pe tine că ai decis în locul Corect. lor. Eu nu mi-asum răspunderea la deciderile personale a oamenilor, fiindcă eu nu știu situația lor, eu nu știu bugetul lor. Și nu știu, adică, la cât ești de capabil. Evident că dacă în caz de se întâmplă ceva, evident că putem să ajutăm, dacă putem să ajut, eu ajut, nu e problemă. Adică acum am ajutat foarte multe persoane care au rămas în drum, dacă sincer, am găsit cazare, le-am găsit de lucru, adică Da, am mă văzut stăruiesc că cum și să-i ajut. ei în grupurile cele de WhatsApp, așa întâmplător, necunoscându-se decât după nume sau număr de telefon, cât stăteau în așteptare să facă ambasada ceva pentru ei, se ajutau unii pe alții când cineva zicea că nu are cazare sau o informație, se ajutau. Era mult bruiaj acolo, multe vorbe, bla bla, dar era și multă bună intenție de a se ajuta. E solidaritate, ai simțit solidaritatea la oamenii noștri aflați la Ananghi? Acum, eu să spun așa, că eu am stat într-o grupă de oameni, da, acolo eu, în grupa aceea am apelat, eu am fost șteasă din grupa respectivă, pentru că am pus o informație legală, cum ar fi că să urmărească paginile oficiale de informații, m-au șters motivul, nu știu. După care eu am urmărit un pic grupurile mele din Facebook, da, și când am observat că puneau niște informații un pic ireale, da, adică, cum să-ți explic, eu trăiesc în Spania, eu știu cum lucrează sistemul acela noi în Spania, eu știu, adică, care sunt condițiile, eu urmăresc foarte mult, Înțelegi limba spaniolă? Ei cei mai mulți nu da, știu nimic decât da. rusă și moldovnească, cum zic ei. Eu, pur și simplu, sunt o persoană care sunt informată de foarte multe chestii, da, adică, citesc, urmăresc toate normativele, da, și multe persoane nu sunt informate, da, că suntem în stadiu de alertă, pentru că multe persoane, pentru ei, alertă e ca un fel de glumă, nu? Dar gluma, aici nu e glumă, suntem în alertă și poftim, sunt unele normative care orice om trebuie să le respecte. Evident că de la început, când au intrat în grup, persoanele au început să vorbească despre diferite chestii, după aia deja au intrat în contact cu mine, în persoană, adică în contact în privat, unde eu am acordat atenția, cred și sper, am răspuns la toate întrebările, am acordat personal la fiecare om atenția. Într-adevăr, am dormit foarte puține ore, dacă sincer, decât că deja ai observat lucrul ăsta. Poate o știa Undeva de 3 ore. coatră, de nenașă cineva. Nu, eu am dormit foarte puțin, pentru că foarte multe întrebări și înțelegi eu singură și eu mă stăruiesc să le răspund și eu înțeleg că dacă eu acum nu le răspund, mâine să am și mai multe întrebări. De-aia, da, mi-am asumat, eu deja știam la ce merg, adică eram conștientă că eu o să mă înfrunt cu oamenii, cu mulțime de întrebări,
cu oamenii să aibă dubii, dar eu pur și simplu m-am gândit așa, las oamenii să intre, las ei singuri decidă să vadă ce fac și deja fiecare își tragă concluzia, fiindcă eu nu sunt genul cel de om care, cum să-ți explic, care aș vrea ca persoana acum să-l conving cumva, adică nu, eu cred că toți sunt mărișori și toți pot să decidă singure ei, adică decidirea. Mărișori, dar unii stare ușuratici și irresponsabili și neîncrezători și mincinoși, prefăcuți, e dificil. Să vedem mâine, poi mâine câți o să prezinte la avion, dar dacă și-au luat bilet, probabil au cumpărat. Cam toți trebuie să-și fi cumpărat bilet, că altfel degeaba se prezintă, pentru că e Bun, abia eu ți gândit că explic. La nu dăm mine în banii decât grupă. pe scara avionului. Așa vorbe, auzeam. Nu dăm banii până la scara avionului. Dar acum cred că toți sunt obligați să-și cumpere bilet, chiar și cei care n-au bani, nu? S-au întâmplat Bine, eu din ți ăștia. explic. Da, noi, adică toate biletele sunt cumpărate online, persoanele într-adevăr au luat și au cumpărat bilete. La mine în grupă toate persoanele au bilet cumpărat. Mai sunt persoane care știu că nu sunt în lista de plecare, dar au spus că rămân la mine în grupă, fiindcă dacă să mai fie un avion, că și Da, ea au să zis trebuiască că să se va fi o informeze. listă adăugătoare, că Da. poate după Paști să mai fie o cursă. Nu știi despre Corect. asta deocamdată, da? Să vedem cum Nu. ajunge prima acasă. Nu. Da, dar oricum, le-am spus că dacă vreau să rămână, eu nu oblig pe nimeni, adică dacă ei rămână, evident că eu mi-asum răspunderea și să-i informez pe ei, adică cu cele care le pot Ce informa. știi despre starea lor de sănătate? Pentru că aici, în România și dincolo, peste Prut, foarte sceptic. Localnicii îi privesc pe cei care vin de psihotare, nu știu de ce așa, cum speriați, că ei aduc COVID-ul, că ei aduc SARS-ul, că ei aduc urgia, Uite, se duc toți sănătoși sau nu-i verificați, nu-i întrebați? bine, eu îți explic punctul meu de vedere, persoanele care stau acasă, da, adică în Moldova. Eu consider că, la fel în Republica Moldova, între turiști, adică nu vin numai persoanele în diaspora se întoarce acasă, nu cum spun multe. Eu cred că mai vin și alte persoane din alte părți, pur și simplu să viziteze, spre exemplu, Moldova, să vadă Moldova, pentru că eu am persoane cunosc care au fost și au colindări și au văzut Moldova. Adică eu cred că COVID-ul, cum e un virus care el se transmite, poate să-l aporteze orice persoană, numai decât trebuie să fie un cetățean al Republicii Moldova. Adică din Da, și în punctul meu de Moldova am vedere. observat că răspândirea locală e mai înaltă deja decât răspândirea adusă de la mănăstirea de la Sarov sau din Italia sau din Rusia. Deja răspândirea locală e cea mai frecventă în Moldova. Degeaba să mai tem de străini, că acum din sat poți să o iei de la biserică, de la Eu lingurițe, consider din că părtășani. eu înțeleg toate chestiile astea. Eu consider că oamenii, dacă vreau să știe într-adevăr, da, ar depune un efort și s-ar informa, din punctul meu de vedere. Pentru că la noi persoanele știu, dar știu puțin. Pentru că eu cred că lipsește mai multă informație. Deci despre oamenii ăștia care o să urce vineri la amiază în avion, nu știi ce stare de sănătate ai, Nu, dar s-ar dar putea eu să-i știu că controleze sau nu știi trebuiască. care e Da. procedura. Nu, la noi aici s-ar putea să-i controleze, evident. Și acasă, în mod sigur, vor fi rugați să stea în carantină 2 săptămâni, fie acasă, fie instituționalizat, Acum probabil o eu să să explic, treacă pe la nu știu. Acum la termoscaner. întrebarea asta nu pot să-ți răspund, fiindcă într-adevăr nu știu. Adică eu nu știu care e procedura când ei aterizează în avion. Da, mi s-a spus 15 zile, dar eu nu știu exact dacă asta e real, nu e real. Adică eu nu plec cu ei și nu pot să vorbesc despre chestii care nu știu. S-au lămurit cu polița de asigurare medicală, vor da o declarație când 3 zile o cumpără, da? Nu-i Bun, obligă tema de nimeni poliță. în scara avionului să prezinte dovada poliției, da? Bun, a fost întrebarea asta la mine în grupă. Numai Întrebarea a despre asta fost. s-a vorbit 2 săptămâni. Bine, la mine în grupă a fost întrebarea respectivă, au fost persoane care m-au întrebat. Eu consider că orice țară trebuie să aibă un sistem medical, din punctul meu de vedere. Eu consider că trebuie să fie o poliță, fiindcă e ca noi după hotare din Spania, noi plătim, aici statul ne ia, nu ne întreabă, vrem, nu vrem, lunar, adică din, cum ar fi din salariu, Dacă cum o lucrezi primim. oficial, da, dacă lucrezi la Da, negru, cum se oficial, duc dar de cel mai acum des vă moldovenii spun peste hotare, nu plătești corect. nici acolo, nici dincolo și ai vrea să rămâi cu toți banii. Și după Asta aceea și vrei pensie, chestia. după aceea vrei tratament. De aia și v-aș vrea să spun că eu sunt o persoană foarte corectă și consider că oamenii ăia care, cum spui tu, și aici nu plătesc și acolo nu plătesc, fiindcă e tot aceeași situație. Eu aici, de exemplu, persoanele care vin și nu plătesc, nici nu au nici o poliță, măcar din Republica Moldova, eu văd lucrul ăsta incorrect. Fiindcă
Adică cum se primește, tu folosești medicina de aici și banii oamenilor de aici, cum ar fi. Și când revii în țară, tot nu plătești și acolo când ei se reîntorc, da, de exemplu, eu știu un caz, de exemplu, când plătesc acolo, adică la începutul lunii ianuarie, eu cumpăr o poliță, după aia, de exemplu, se folosește de operație, de o chestie mai importantă și se operează mai econom ca să nu plătească toată suma, mă înțelegi? Adică eu sunt o persoană realistă și eu Am nu auzit cred mai că mulți chestia dezamăgiți asta. care și-au cumpărat polița și n-au folosit-o niciodată sau când au încercat să o folosească tot li s-a luat bani pentru servicii și de atâta oamenii sunt dezamăgiți că dau bani pe poliță și tot nimeresc în mâinile mafiei sau sunt victimele malpraxisului în Moldova. De asta oamenii n-au încredere. Totuși, Uite, eu te stic, eu cei mai mulți nu probabil știu. sunt dintre cei muncitori sezonieri care acasă sunt șomeri, se duc pe hotare, lucrează 3 luni, au un pumn de bani pe care vin acasă și trebuie să-i bage în toate găurile, să achite toate datoriile și nu le mai arde să mai plătească 200 de euro și pe polița, cei care probabil nu o să o folosească niciodată. Cei mai mulți probabil din sărăcie nu o cumpără. Dar Dar e de eu să-ți discutat. Până plin la eu urmă ce o clipul. să se Uite, întâmple? Sunt eu să-ți luați explic pur și... și simplu. Ei au luat polița, adică multe persoane au cumpărat polița și mi-au transmis într-adevăr actul că polița e cumpărată la multe persoane. Deci Fiindcă mulți din cei eu, care zboară vineri au deja cumpărat polița. da, Dar și nu o alte să oblige persoane pe toți, care, nu o să oblige pe toți să prezinte polița, da? acum nu știu, eu spun așa, toate persoanele cu care am vorbit eu, persoanele au cumpărat polița. Multe persoane deja aveau polița, că ei vin aici 3 luni. Adică la negru, cum ar fi, lucrează, dar polița oricum o au și se întorc înapoi. Dar sunt persoane care au cumpărat poliță pentru că n-au văzut, adică, care e diferența să cumperi polița în 72 de ore, pe urmă să colo, cum ar fi, și au luat polița. Ei mai unii poate chiar n-au bani, 200 de euro acum să dea și pe poliță sau nu știu să plătească online sau speră că acolo se vor lămuri cumva în cele 72 de ore și că nu o să mai iasă niciodată din Moldova sau o să iasă definitiv altă dată și nu o să mai aibă treabă. Na, sunt variante. Nu, eu la mine în grup personal, la fiecare în parte, le-am explicat cum să cumpere polița, cum să o plătească, a făcut, adică, fiindcă dacă se cere pentru avion și persoana vrea să plece acasă, adică eu nu mă pun în contra legilor, ca să mă înțelegi, adică ei au o lege care de la nouă mi s-a transmis de la ambasadă, care eu am citit-o personal și evident că fiecare persoană care a vrut să călătorească sau cum vrea să întoarcă în Republica Moldova trebuie să plătească polița, adică. Deci e Și obligator, undeva, totuși, adică. conform ordonanței cele din 31 martie, da? Da. Cum te împaci cu ambasadele, cu ambasadorii? În 20 de ani, probabil, ai comunicat cu ambasadori de toate culorile politice. Sau acum, prima dată, ai interacționat cu ei când te-ai apucat să faci voluntariat? Nu, am mai conversat cu alți ambasadori, în principiu foarte corecți. Eu nu pot să spun cu mine, nu, Dar îmi pare personal că cu mine. ambasada în Spania nu-i de foarte mult timp. Până acum era doar la Lisabona, nu? Și un consulat doar în Spania, nu? Dacă spun sincer, eu niciodată n-am apelat la ambasadă. Și Până acum. când s-a creat ambasada, nu știam. Adică eu am apelat la ambasadă, dacă sincer, de undeva 3 ani în urmă. Fiindcă am avut unele cazuri unde eu am ajutat și am ajutat pe ei să-i informez de unele cazuri care au fost atunci. Adică, și da, de atunci eu cam am o legătură cu ambasada. Cu doamna Violeta tot am conversat. Mie, de exemplu, eu personal, împotriva la doamna Violeta, mie îmi place ea ca ambasadoare. Mie personal, adică asta e o părerea mea personală. Eu nici nu știu Eu o cine, admir. nici nu știam că e o femeie. Dar se pare că Da, m-a eu o contactat admir. odată când am mai dat un video tot de la cineva din Spania, cu vreo câteva luni în urmă, și mi-a scris cineva și mi-a, sau chiar m-a sunat și mi-a zis că e ambasador în Spania. Nu știu dacă e asta, doamna Violeta, sau poate altcineva de până la ea. Nu am atras mare atenție, dar eram totuși curios să văd în ce relații ești. Cam atât, Irina, dacă vrei Eu să mai mă spui stăreu cu ceva toată oamenilor, lumea. Ascult, eu cu toată te lumea împaci cu toată sunt lumea. în bun. Corect, așa e Da. civilizat. Mulțumesc Ce foarte vrei să mult mai pentru spun? amabilitatea de a răspunde. Mulțumesc și pentru munca pe care ai făcut-o voluntară și sperăm că oamenii cei o să ajungă acasă, iar cei care rămân să fie învățați ceva din lecția asta. Poate o să continuați să colaborați pe platforma de Facebook, pe alte platforme care o să apară. Haideți Mereu colaborez. să fim solidari și să ne implicăm, să ne ajutăm unii pe alții cât putem. Îți spun sincer, mi-ar face foarte mare plăcere dacă toată lumea ar fi mai solidară, mai bună. Și într-adevăr, știi cum spune la noi, de a-l ajuta când omul într-adevăr se neacă cu o mână de ajutor decât cu o cană cu apă.
să nu se ajute numai dacă sunt neamuri, cu mătri, foști Eu colegi, dar ajut să se ajute așa, pentru că sunt persoanele. oameni, indiferent de nație, de limbă, de religie. Sper să Nu, învățăm eu asta ca să ne ajut toate, folosească eu pe... ajut, eu spun așa, eu ajut toate națiunile, indiferent, orice persoană, indiferent de unde e, indiferent ce religie este, dacă ați fi în statea, eu și am posibilitatea să ajut. Dacă, adică chiar din Republica Moldova, din România, de unde n-ar fi, eu persoanele le ajut. Pentru că eu consider așa că ajutorul, asta tu ajuți voluntar, fără să aștepți nimic în schimb. Dar dacă deja aștepți ceva în schimb, pentru mine asta deja e favoare. Mulțumesc, Irina, pentru apel. Văd că ai închis și Da, camera. Credeam eu... că e gata. Nu, 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 Te nu, la mine, grăbești? pur și simplu, sunt sunete, pentru că eu conversez cu tine, Apelul. dar tu A, și s-a știi, închis da. camera pentru că era apel. Oricum, nu te țin mai mult. În mod sigur, tot oamenii de acolo mai vor detalii. Cât mai pot să ajute. Îi ținem legătura. Sper să ne mai vedem și cu ocazii mai bucuroase, mai puțin extraordinare. Cu mare plăcere, sper că am răspuns la toate întrebările, încântat să te cunosc. Nu te cunosc, adică nu știu cine ești, dar încântat să te cunosc. Sper că dacă mai aveți întrebări și doriți să mă mai întrebați ceva, când doriți, o să mă stăruiți să vă răspund, dar nu știu dacă în emisiune, că nu care e sa matoare, tu Viitorul deja cam știi. așa va fi. Viitorul va fi cam așa virtual, la distanță, fiecare în biroul lui și o să trebuiască să comunicăm. Teleconferințe, interviuri, în tot felul. Nu, bine, eu mă bucur că te-am cunoscut. Sper că am răspuns la toate întrebările. N-am vrut să jignesc pe nimeni cu răspunsurile mele, adică din start vă spun că asta e părerea mea. Fiecare om e liber să aibă părerea și deciderea sau ce ce gândește, nu știu, adică... Dar asta da, eu vreau ca lumea să fie mai bună. Asta e deciderea 100% care Hai eu să recomand la încercăm să o orice om. facem împreună. Noroc! La revedere!